Guvernul a prelungit miercuri cu 3 luni, adică până la 30 iunie 2016, termenul până la care contribuabilii pot plăti impozitul sau taxa pe clădiri, pe teren și pe mijloacele de transport și pot beneficia astfel de bonificația stabilită de către consiliile locale pentru plata integrală a acestor obligații. Măsura este inclusă într-o ordonanță de urgență aprobată în ședința de miercuri a Guvernului, prin care au fost aduse unele modificări codului fiscal. Se arată într-un comunicat de presă al executivului. Potrivit actului normativ aprobat de Guvern, pentru anul 2016 primul termen de plată impozitului taxei pe clădiri, impozitului taxei pe teren, respectiv impozitului sau a taxei asupra mijloacelor de transport, se prelungește de la data de 31 martie până la 30 iunie 2016. De asemenea, a fost prelungit cu 2 luni, de la 31 martie 2016 la 31 mai 2016, termenul până la care persoanele fizice, dar și juridice, care dețin mijloace de transport radiate din circulație până la 31 decembrie 2015, au obligația să depună o declarație în acest sens, însoțită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităților locale, se mai arată în comunicatul de presă. O altă modificare vizează prelungirea cu 2 luni, de la 31 martie 2016 la 31 mai 2016, a termenului până la care persoanele fizice care au în proprietate clădiri cu destinație mixtă sau nerezidențială pot depune declarația privind destinația clădirii. Tot cu 2 luni, până la 31 mai 2016, se prelungește și termenul până la care persoanele juridice pot depune declarația privind clădirile pe care le dețineau în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinația și valoarea impozabilă a acestora. Reprezentanții guvernului spun că ordonanța de urgență va intra în vigoare imediat după publicarea în Monitorul Oficial.